Din episoadele anterioare, Gena a primit un creier fals de la prietena mea, iar ea s-a prins că i-a dat ceva fals, așa că ne-a invadat casa. Gena a venit cu toporul, a spart ușa și a intrat peste noi în cameră. Mi-a invadat casa. Zombii mi-au invadat casa, iar după Gena m-a infectat. Apocalipsa Zombie, episodul 3, sezonul 1. Of, Doamne, nu pot să cred că Gena mi-a invadat casa. Știu, a trebuit să ne ducem la mătușa ta, care, sincer, nu-mi pare rău pentru că este foarte bogată. Știu, mătușa mea e super bogată. O te știi. Da, mă mir de cum tu nu ești bogată dacă mătușa ta e foarte bogată. În fine, Elena. mi-am luat laptopul și cartea ca să vedem mai bine unde se află antidotul pentru a transforma pe Jenna înapoi în om normal. Da, Uite, știu. uită-te tu. Ok. Ia tu cartea, iar eu o să caut ceva pe laptop. Ok, mă uit eu acum. Aoleu, dar tot acolo, pe altă planetă, se află ingredientele. Eu ce vrei să-ți fac? Oh, bine, dar oare nu pot, deci pe altă planetă, dar poate îl putem găsi și în Brookhaven, antidotul, dar trebuie să facem niște chestii anume. Nu știu, trebuie să ne ducem la mine acasă. Aoleo, și Gena? Ce ne facem cu Gena? Că nu. Gena, ok, Gena, am văzut că ne-a instalat un detector, un chip pe haine, dar eu ni l-am dat jos, așa că l-am pus pe altă persoană și Gena urmărește altă persoană. Așa că noi suntem în siguranță momentan. Ok, și eu mi l-am dat jos, așa că hai să plecăm de aici până nu ne Deci găsești tu, mergem Gena. la mine acasă. Aoleo, da, și mătușa mea stă la mare aici, Da, mătușa sunt mea. foarte departe. Da, mamă, da. E fain aici, e bogată, e numai bine. Adică avem plajă privată, tot. Da, e fain. Aoleo, că nici nu știu pe unde mergem. Nu știu pe unde mergem, dar nu luăm și noi o mașină, ceva. Mergem așa pe lume. Am văzut o mașină, stai puțin. Ți-am zis eu că era o mașină. Ok, hai să plecăm de aici. Am să cred că mașina am mătușii tale. Da, ia mătușii mele. Ce să mai zic? Deci, Ah. nici eu nu prea știu unde stau. Stau, cred că, la numărul 12. Ok, bine. Aoleu, dar nu știi deloc să conduci o mașină. Oi. Normal că nu știu. Au, unde e numărul Nu, 12? știi ceva? Lasă-mă pe mine. Lasă-mă pe mine să conduc. Incredibil. Ok. Nu te pricep absolut deloc. Normal. Haide. Așa, hai. Mă pricep mai bine decât. Și tu mai studiază cartea aia de antidoturi. Poate găsești un indiciu și eu acum trebuie să văd unde locuiesc. Că nici eu nu mai știu. Cum să nu știu unde locuiești? În via. Cred că locuiești pe strada Brookhaven-ului, adică... Na. Oh, nu știu efectiv unde este. În partea cealaltă. Ce? Ok, mergem pe jos. Ah, putem să furăm mașina asta. Ia, hai să vedem. Da, ok, hai că vină și tu în mașină. Am plecat de aici, incredibil. Nici măcar nu mai știm unde locuim. Mergi și tu pe undeva, ne? Oh, ok, am ajuns. Eu cred că am ajuns bine acasă. Am ajuns pe strada Brookhaven-ului. Gata, uite și eu.
Da, uite. Ce se întâmplă în casa ta? Jena, 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 Jena. Aoleu, vine Jena, cred. Oh, unde e Jena? Stai. Ah, e spatele meu, Jena, 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 fugi. Aoleu, arde, 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 arde. Aoleu, încuie ușa, încuie ușa, încuie ușa. Pe Jena, încuie ușa. Unde ești? Oh my God, aoleu, ce arde. Oh my God, hai să ieșim afară. Dar e Jena. Și nu pleacă de la ușă, încuie ușa asta odată că mor aici. Oare este un antidot să plece Jena? Oh my God. Nu, nu există. Nu știu ce ne facem, nu știu, nu știu, nu știu ce ne facem. Ce ai zis? Oh my God. O să dăm parfum pe Jena. Parfum? Aoleu. Descuie ușa. Aolea, descuie ușa, că nu putem să stăm aici toată ziua. Aoleu. Gata, cred că Gina pleacă. Ok. A plecat, hai să ieșim. Repede. Deschide ușa. Oh, Doamne, haide. Hai să plecăm de aici, hai să mergem la mătușa. Eu am ajuns, tu unde ești? Eu sunt chiar aici, haide. Okay. Hai să mergem. Nu vine să cred cât de rea e Jena. Okay. Sper ca Jena niciodată să nu afle unde stă mătușa ta. Da. Ok. Știi ceva? Trebuie să mergem în căutarea antidotului. Bună idee, oh my God, ce ne facem? Că nu-mi place. Niște haine de explorator sau ceva de genul, ca să ne putem duce pe munte să vedem dacă găsim. Da, zice aici ceva de un munte, da, nu știu. A, o logică, e frig de tot pe muntele ăla, ai de capul meu. Nu este. Mă, bine, de unde ai luat ghiozdan? Că eu n-am ghiozdan, de unde să iau eu? Nu știu, l-am găsit pe aici. Ha, cred că știu și eu de unde l-ai luat. Nu, dar hai că mi-am pus și eu, am găsit ce trebuia să găsesc. Ok. Cred că antidotul este pe cel mai înalt vârf din lume. Ok. Era acolo pe muntele ăla, cel mai friguros munte, Doamne, cât de frig cred că era acolo. Hai să plecăm de aici, incredibil. Aoleu, dar e mult de cald. Aoleu, cât de cald e și ce că e frig, ai de capul meu. Hai să-mi dau căciula asta jos și noroc că mi-am luat bluză sub. Antidotul, oh my God, oh my God, oh, aoleu, ce cald e. Hai să mergem repede. Doamne, să mergem înapoi la tine. La mătușa ta. Haide. Bine. În sfârșit am ajuns acasă, oh my God. Cred că am găsit antidotul, sunt atât de fericită. Da, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ia, hai să pun antidotul, uite aici, am planta asta, adică o să... Adică nu e antidot, e doar un ingredient. O să-l pun aici ca să nu-l găsească nimeni. Da, bun. Acum trebuie să vedem unde se află celălalt antidot. Ok, hai să vedem. Ok, deci nu găsesc nimic. Ei, cred că în fiecare zi o să găsim un antidot. Deci, practic, sunt 5 ingrediente și n-am găsit numai unul. Deci mi-a simt încă 4. Da. Aoleu, aici zice în cartea asta că celălalt, ultimul ingredient este cel mai puternic și se găsește chiar pe altă planetă. O, Doamne, și e și cel mai greu de găsit. Da. Auzi că cei care au mers să-l găsească nu s-au mai întors de acolo. Ei,
lasă, că noi nu suntem acei oameni, nu? Păi toată lumea care s-a dus acolo nu s-a mai întors. Ah, ok, o să ne riscăm viețile pentru acest oraș. De seama că dacă reușim până la urmă o să fim premiate? Da, premiate, sigur. În fine. Așa. Ok, bun. Hai că trebuie să mâncăm ceva. Aoleo, vreau și omărul ăsta. A, nu, aici ai injectat un ser. Ok. Bine, ce mâncăm? Ok, să mănânc acest măr. Ce se întâmplă? O, doamne, mă simt extrem de rău. Hei, ce se întâmplă? Oh my god, ce se întâmplă? Ce faci? Ce stai că Jenna mi-a otrăvit mâncarea. Vin aici. Ah, ce s-a întâmplat? De ce ai fugit? Oh my god, nu trebuie să te iau, să te duc la spital. Unde să te duc? Oh my god, trebuie să te duc la spital. Ce se întâmplă? Te-a otrăvit Jenna. Oh my god. Uf, trebuie să ajungem la spital. Oh, doamne, o doctor, să vină cineva. Mă scuzați că am întârziat, domnișoare, ce s-a întâmplat? Care-i problema? Cum, care-i problema? Am rămas paralizată. Ok, nu eu. Venit de aici. Oh my god. Prietena mea este otrăvită. Ce-ați spus, domnișoare? Oh my god, este otrăvită. Oh, doamne, nu vine să cred. Da, e otrăvită. Ce vreți să vă spun? Vreți să vă spun că nu e otrăvită? Uite, am mâncat un măr. I-a spus că e otrăvit și că așa, dar el a mâncat, nu știu ce. Of. Of, domnișoară, operația costă 10.000 de Robux. Îmi pare rău dacă nu pot opera. Îmi pare foarte rău, domnișoară. Fac ce-mi spune șeful. Oh my god, de unde să fac rost? Bine, doamnă, să mă duc să fac totuși rost de acești bani, vă rog. Să aveți grijă de ea. Bine, până mâine te rog să aduci banii. Până mâine, de unde fac eu rost de bani până mâine? Ok, hai, mă duc acum. Oh my god. Of, doamne, trebuie să mă duc să iau. Uitasem complet de casa mătușii mele. Normal. De aici să pot eu să fac rost de acești bani. Of, mă duc să-i caut prin rafturi, sigur are atâția bani. Ah, știu, aici îi ascundea. Iupi, am găsit acești bani. O să mă duc și o să-i salvez viața prietenei mele cu acești bani. Nu vreau să cred. Yes. O să mă duc la spital. Oh, leu, da, e un drum ca lung. Hai că sigur o să ajung eu. Of. Cred că o să fac în curând seara. Trebuie să mă duc până la 12. N-am trebuit să ajung la spital să dau acești bani. Doamne, doctor, să-i facă operația să trăiască. Oh my god. Ce bine. Ok, mai am puțin și ajung. Oh my god, sunt așa de bucuroasă. Cu banii aceștia o să fac. Pot să fac și două operații. Sunt 20.000 de Robux. Ba nu, 30.000 de Robux. Fac 3 operații pe acești bani. Dar i-am luat în caz că mai cere ceva în plus. Așa că nu știu. Ok, hai să mă duc. Iupii. Doamnă, poftiți banii. Am adus banii. Uitați banii aici. Mulțumesc, că-ți mulțumesc foarte mult. Unde este prietena mea? Vă rog, ce trebuie să operați? Da, stai, de ce nu este în salon? Am operat, scumpă, am vrut să fiu sigură că o vei aduce banii. Dacă nu spunea maza, tu nu aduceai banii. Vreau să fiu sigură. Și pot să văd? Da, micuță, du-te și să o vezi pe data. Vin aici, oh my god, ce bucuroasă sunt. Da, ok, deci se pare că în această experiență amândouă am fost infectate, adică tu odată de Jenna, iar eu de tot de Jenna, că m-a otrăvit. Fetelor, fiți atente, Jenna este peste tot. Aveți grijă, vă rog frumos. Bine, o să avem grijă. Deci a făcut cumva, doamnă, vă întreb, cumva și-a făcut mai multe dubluri în tot orașul? Da, îmi pare foarte rău, este foarte, foarte agresivă. Este foarte agresivă, deci este mai agresivă decât altă dată. Da, are foarte multe clone. Ce? Aoleu! Cred că nu o să pot dormi în seara asta, mă duc acasă. Hai să mergem.
pare, fetelor, aveți grijă, vă rog. Bine, o să fim. Mulțumim, mulțumim. Haide, haide acasă. Ok. Ok, am ajuns acasă. Haide să mergem. Mai am aici 20.000 de Robux, că i-am dat numai 10.000, așa că hai să-mi pun banii la loc. Nu. Of, nu. Cred că s-a stricat. Și ce ne facem? Este seara, trebuie să ne ducem la culcare. Uite, se face acum seara. Ok, eu cred că o să dorm uite aici. Tu du-te sus. Da, ce ne facem? Eu mă duc să dorm aici. Aoleu, cât de obosită sunt. Aoleu, ce se întâmplă? Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Doamne, ce s-a întâmplat? Ce am visat în halul ăsta? Ok. Doamne, sper că e doar un vis. Oh my god. E doar un vis. Am crezut că e o armată de zombi la ușă. Doamne, n-am încuiat ușa. De ce țip în halul ăsta? M-ai trezit. Incredibil. Am avut un coșmar și mereu când am coșmaruri, coșmarurile se întâmplă. Mai fiști tu așa credulă. Aoleu, o să vezi. Dă-ți cu apă pe față și o să revii, incredibil. În fine, mă duc să-mi fac un duș. Așa, ce bine e să faci duș. Ce bine e. Aoleu. Relaxant e dușul ăsta, deci duș mai relaxant de atât n-am văzut. Hai, de cât mi este la baie, am și-o nevoie. De sus, mai e o baie, incredibil. N-are omul voie să facă duș. Ok, o să intru să mă spăl pe mâini. Ce faci? Nu intră peste mine în baie. Să cine bate la ușă? Hai. Nu știu, ai cumva musafir și nu știu. Nu, n-am musafir, n-a chemat pe nimeni. Cine e? Vezi tu și... Nu-i nimeni. Să nu fie nimeni. N-o da bătut. Ce e? O, doamne, nu-mi vine să cred. Ce vrei? Gena la ușă, ce-ai spus? Nu fi de să cred! Oh my god, chiar este Gena la ușă! Ceva, cred că sunt cui, așa. Ah, a plecat. Unde? A plecat. Incredibil. Stai, am greșit ușa. Dar a plecat chiar că... Aoleu. Gena, te simt doar... Prea credule. Hai să mergem să... Mă să mă spăl, incredibil, m-ai luat-o de la dușul meu. Ah. Incredibil. Așa, ce bine e. Ok. Hei. Ce e? Alice? Da? Tocmai am găsit urme că Gena a fost aici. Oh my god. Ce faci cu toporul ăla în mână? Urme, că Gena a fost aici, este toporul lui Gena că mi-a spart ușa. Ce? My god. Uite. Aoleu, și-am părut. Hai să pun măcar un prosop pe cap. Aoleu, ți-e ceat de părul tău că noi avem probleme mai mari. Imediat. Gena a otrăvit mâncarea. Știu. Da, știu că a otrăvit-o. Incredibil, ce rea e Gena. Of. Stai, aia e cumva armata Genei? Ți-am zis eu. Armata de ce? De Gena.